Vă salut, dragi buzoieni, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp. Mai am de făcut două rapoarte în acest an, iar unul din aceste rapoarte este despre cultură. Ce s-a întâmplat în cultura buzoiană, din punctul de vedere al primăriei Buzău, bineînțeles, în acest an care a trecut? În primul rând, am avut un rezultat excepțional. Campania noastră de branduire a Buzăului, care a început în 2018, iată, a primit în 23 iunie anul ăsta o recunoaștere internațională extraordinară, o recunoaștere mondială, de fapt, la cea mai mare competiție de branduri din lume, care se ține simultan la Londra, New York, Dubai și Shanghai. Buzăul a obținut titlul de cel mai bun brand de oraș din Europa. E un rezultat extraordinar care sigur ne motivează. În același timp, motivarea asta vine și cu creșterea recunoașterii Buzăului la nivel național și internațional, dar în același timp pentru noi buzoienii ne dă o identitate, ne dă o energie pozitivă nouă și, de ce nu, foarte multă inspirație pentru a merge mai ușor spre viitor. Anul 2021 a însemnat și ținerea multor festivaluri, chiar dacă nu la anvergura cu care v-am obișnuit în ultimii ani. Am avut prima ediție a festivalului pentru copii Antante, un festival cultural educativ unde au participat peste 6.000 de copii din Buzău. Am avut în premieră Buzăul lui Marghiloman, un festival de muzică, de teatru și de film. Am avut de asemenea Festivalul Internațional BIAF, care a ținut de asemenea tot o lună, în care ne-am bucurat de multe spectacole de gală, inclusiv prezența marului actor italian Franco Nero. A însemnat tot în premieră jazz la Conac. A însemnat de asemenea ceea ce face Mircea Angel cu foarte mare succes, Live Nights, tot la Villa Albatros din Parcul Marghiloman. A însemnat Toamnă Buzoiană. Un alt proiect demarat în 2021 a fost Sus Muralul. S-au pictat deja 5 școli în Buzău și acest lucru cu siguranță va ajuta și la îmbunătățirea imaginii orașului nostru, dar și la îmbunătățirea educației în școlile buzoiene. Acest proiect cu siguranță va continua. Cultura înseamnă și carte tipărită. Anul ăsta s-au tipărit din inițiativa noastră 8 titluri de carte. Cea mai importantă carte tipărită anul ăsta consider că este Iazul Morilor, Leagănul civilizației buzoiene, o istorie inedită a Buzăului, probabil cea mai completă, văzută prin prisma acestui vector de dezvoltare a Buzăului, Iazul Morilor. O comunitate crește și prin elita sa, prin marile personalități, și iată că de 4 ani continuăm acest proiect care înseamnă promovarea marilor personalități buzoiene de ieri și de azi, adevărate modele pentru tânăra generație. Dragi buzoieni, încheie acest film cu definiția dată de Stanford Institute în 1996, că dezvoltarea unei comunități constă de fapt în crearea și îmbunătățirea permanentă a capacității de dezvoltare în plan economic, educațional, social și cultural. Iată că din cei 4 stâlpi ai dezvoltării unei comunități, educația și cultura reprezintă 50%. Mă voi implica alături de aparatul primăriei să promovăm cât mai multe proiecte în educație și cultură care ne poate ajuta pe distanță lungă să progresăm cu toată comunitatea buzoiană. Vă mulțumesc mult și aștept ca anul 2022 să aducă și mai multe evenimente și mai multe proiecte în domeniul cultural pentru toți buzoienii.